Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vă voi arăta cum pregătim dovleacul înainte de a-l folosi la prăjituri, plăcinte, strudel. După ce este călit, dovleacul poate fi folosit imediat sau după răcire poate fi pus în punguțe la congelator și folosit la nevoie. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Eu am aici un dovleac plăcintar de 2 kg. Întâi îl spălăm, apoi îi tăiem unul din capete, apoi îl tăiem în două. Aici am avut nevoie de ajutorul soțului meu. Cu ajutorul unei linguri scoatem sâmburii, curățăm bine. Și pentru a putea să-i curățăm mai ușor de coajă, întâi îi tăiem în felii. Apoi luăm fiecare felie și cu ajutorul unui cuțit curățăm coaja. Trebuie să rămână doar partea de culoare portocaliu intens, pentru că aceea este partea dulce a dovleacului. Și după ce avem toate bucățile curățate de coajă, fie le dăm pe răzătoarea mare sau le mărunțim cu ajutorul unui robot. Eu am obținut aici 1 kg și 400 de grame de dovleac ras. Pe lângă dovleac mai avem nevoie de 150-200 de grame de zahăr, 2 linguri esență de rom, 2 lingurițe scorțișoară și 2 linguri cu ulei. Acum trecem la călit dovleacul. Într-o cratiță încăpătoare, pe foc mediu, punem întâi uleiul, punem și dovleacul. Adăugăm și zahărul. Cantitatea de zahăr este în funcție de preferințe și de dulceața dovleacului pe care îl folosim. Adică se pot pune între 100 și 200 de grame de zahăr. Amestecăm și îl lăsăm să se călească pentru aproximativ 15-20 de minute. Nu ne îndepărtăm, avem grijă să amestecăm când și când pentru a evita să se lipească de fundul vasului. Când dovleacul este pătruns, adăugăm esența de rom, pudra de scorțișoară, aceasta după gust, amestecăm . Închidem focul și gata, umplutura noastră. Miroase grozav și are un gust deosebit. Această umplutură poate fi folosită imediat la prăjituri, plăcinte, strudel sau după răcire poate fi depozitată în punguțe la congelator pentru atunci când vom avea nevoie. Aceasta este propunerea de astăzi. Sper să vă placă și să o încercați măcar o dată. Dacă rețetele mele sunt pe placul vostru, lăsați un comentariu cu părerea voastră, le citesc cu mult drag de fiecare dată și, foarte important, dați share, adică distribuiți videoclipul pe pagina personală sau pe grupuri pe unde mai sunteți. Poate fi o idee grozavă pentru vreunul dintre prietenii voștri care apoi s-ar putea să vă și mulțumească. Intrați și pe canalul Crochet Your Life, poate vă place ceva și de acolo și veți croșeta alături de mine. Dați click pe abonare la ambele canale pentru că este gratuit. Să ne revedem sănătoși și voioși pe data viitoare cu o nouă idee, cu o nouă rețetă. La revedere!